Slăviți să fie Domnul! Amin! Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului și spunem noi din casa Domnului. Asta nu doar pentru că această clădire este destinată unor activități religioase, ci pentru că este scris că și casa lui Dumnezeu suntem noi. Și unde sunt adunat doi sau trei în numele Domnului, Domnul este prezent. Amin. Și chiar dacă ar fi fost numai unul, avem și pentru el acte în regulă, pentru că spune Domnul că dacă e numai unul, se poate și încuia. Nu-i musai să vină al doilea. Și tot Dumnezeu care este în cer, ia aminte, răspunde și lucrează cu el și fie slăvit. Amin. Vă rog să mă îngăduiți să le spun ceva mai întâi la copii. Voi mă înțelegeți românești dacă vorbesc cu voi, da? Așa. La noi în biserică există aproape 1000 de copii. Și pentru acești copii, noi avem câte o predică. Dacă ne amintiți, am și acasă să vă dau un CD-ul cu predici pentru copii. Predici în care, în timp de 10-15 minute, prezentăm un personaj biblic sau vreun animal sau o altă lucrare a Domnului. Uite, eu în după masa asta vreau să vă vorbesc vouă despre măgăruși. Aici în Irlanda sunt măgăruși, sunt aceia măgari, știți? Așa, nu cal, măgar, este mai mic, da? Mă, urechile sunt mai mari. În Biblie scrie despre măgăruși. Vă citesc mai întâi din cartea Numeri, capitolul 22. Era un proroc pe care îl chema Balam. Și atunci oamenii n-aveau mașini să vină, mă vin noi la adunare și l-a plecat cu un măgăruș, o măgăriță mai exact. Și spune Cartea Sfântă, Numeri, capitolul 22, versetul 21, Balam s-a sculat dimineața, a pus sau pe măgăriță și a plecat. Și mergea, atunci nu era asfalt ca acum, mergea așa peste câmp. Dar la un moment dat au fost niște stânci, aici cum sunt și în Irlanda, și un înger s-a așezat în drumul lui și scrie versetul 23, măgărița a văzut pe Îngerul Domnului stând la drum, cu sabia scoasă din teacă. O sabie știți ce e aceea, da? Dar un înger ați văzut voi vreodată? N-ați văzut, dar vă imaginați, există, nu? Un înger. Dar uite, prorocul nu l-a văzut pe înger și măgărița l-a văzut. Și îngerul stea cu sabia. O scosese din teacă, așa, în întins înaintea lui. Și măgărița s-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balam și-a bătut măgărița ca să o ducă la drum. A luat un băț, probabil, și a lovit-o. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării a câte un zid. Ați văzut de ori de piatră, dar măgărița a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid, și a strâns piciorul lui Balam de zid. Balam a bătut-o din nou. Era supărat. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu mai era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Un drum foarte îngust, stătea acolo în față și prorocul era călare pe măgărița aceasta. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului și s-a culcat sub Balam, s-a lăsat jos. Și Balam s-a prins de mânie, a luat un băț și a bătut măgărița. Domnul a deschis gura măgăriței și ea a zis lui Balam, voi ați mă auzit un animal vorbind. Extraordinar! Și ascultă ce frumos a vorbit. Ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Și Balam așa era de supărat, în loc să se mire că a vorbit măgărița, a zis, pentru că te-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Și în clipa aceea, i s-au deschis lui ochii și a văzut pe Îngerul Domnului. Și apoi a stat de vorbă cu el. Să știți că voi și noi avem fiecare câte un măgăruș. Știți care e măgărușul nostru? La ce e bun un măgăruș? Să ne poartă. Dar pe noi cine ne poartă? Păi avem și noi un trup. Avem și noi picioare și măgărușul nostru pe care călărim, nu?
sedul la mașină. Și, uite, Dumnezeu ne-a făcut să ne putem purta, să umblăm. Dar eu acum vă rog să vă gândiți. Oare peste tot unde umblăm noi sau voi e bine? De ce a ieșit Îngerul Domnului înaintea acestui proroc? Pentru că mergea unde nu trebuia, unde nu era bine. Așa voi mai umblați pe unde nu trebuie. Cum ar fi dacă dintr-o dată vi s-ar îndoi picioarele așa ca la măgar? Și nu mai vrea să meargă. Se pare că măgărușul a fost mai gândit decât picioarele noastre. Lui s-au îndoit picioarele și noi mergem încotro, ne apucă. Știți, și când veniți acasă de la școală, vă întrebă părinții astăzi, pe unde v-a portat măgărușul? Ce v-aș dori eu să aveți un măgăruș cu minte, care se vadă Îngerul Domnului, se vadă unde nu-i voie să mergi, unde nu-i bine? Hai să vă spun eu o poveste. Într-o zi a venit un copil de la școală. Era iarnă, era gheață cu un lac. Și zice, mama, n-am multe teme pe mâine, lasă-mă să mă duc să mă dau cu patinele pe lac. Și ea zice, băi, tatăl tău mi-a dat de grijă să nu te duci, că vremea afară s-a încălzit și se poate sparge gheața și caz acolo în apă și mor. Nu, că vreau să mă duc, că toți colegii mei se duc. Și s-a dus măgărușul lui, nu s-a oprit, n-a văzut Îngerul. Da, după vreo jumătate de oră vine repede acasă și mama se zice, da, ce s-a întâmplat? Apoi totuși m-am gândit că nu-i bine să stau acolo dacă la tata nu-i place. Mai bine stau și mă joc aici acasă. Mai trece o jumătate de oră și vine tata de la serviciu, unde e băiatul? E aici în cameră. Ce frică mi-a fost că am auzit, a sunat sirena, salvarea, pompierii, că s-a spart gheața și au căzut doi băieți sub apă. Ce bine că a avut totuși un măgăruș care l-a dus acasă mai repede. Să vă rugați, să vă dea și Domnul vouă un măgăruș înțelept, bine? Acum să vă citesc ceva despre un alt măgăruș. În cartea 1 a Împăraților, capitolul 13, ce scrie de asemenea despre un proroc, care avea și el un măgăruș. Domnul l-a trimis undeva, s-a suit pe măgar și s-a dus. Așa. Acum, favorabil, când o să vedeți vreun măgar, o să vreți și voi să călăriți pe el, da? S-a dus dintr-o țară în altă, din regatul de Nord, așa cum ar veni din Irlanda de Nord, în Irlanda aceasta. Și Domnul i-a spus să nu stea acolo să mănânce și să bea, acolo nu erau oameni pocăiți. El a trebuit să le transmită un mesaj și să plece repede acasă. Și-a plecat înapoi, dar undeva, fiind cald, s-a pus la umbră să se odihnească. Și în timp ce era acolo, a venit un alt proroc, mai bătrân, care avea și un măgăruș. L-a ajuns și l-a întrebat, tu ce faci aici? A, tu ești omul pe care l-a trimis Dumnezeu? A spus, da, vine la mine acasă. Și scrie aici, în Împărați, capitolul 13, că atunci când l-a chemat, el a răspuns, versetul 16, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci iată ce mi s-a spus prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo, nici să nu te întorci pe drum pe care te vei duce. Nu-i voie, așa mi-a spus Dumnezeu. Voi ascultați de părinți? Așa când vă spun undeva să nu mergeți. Să nu te duci acolo. Da. Prorocul ăsta l-a mințit. El s-a suit pe măgăruș și s-a dus unde nu trebuia. S-a dus acolo că a zis că e să mănânci. Poate și pe voi vă cheamă colegii să mergeți undeva, că vă dau ceva, să știu eu ce urmează să faceți acolo, nu? Da, mințit, acum e. Se mai întâmpla și acolo dată să te cheme vreunul, să-ți arate ceva așa și tata a spus să nu te duci acolo. Dar măgărușul tău nu vede Îngerul și s-a dus, a mâncat și apoi a plecat de acasă. Și spune Scriptura aici, versetul 23, și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul, i-a
pus sau pe băgar, omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum. Măgarul a rămas lângă trup și leul stătea și el lângă trup. Adică leul nu l-a omorât numai pe om și măgarul a scăpat. Dar bietul om a murit. Dacă o să umblați pe unde nu trebuie, sufletul vostru o să moară. Rămâne numai măgarul. Numai trupul. Dar ăsta la ce-i mai bun? Dacă moare sufletul. Ce folos să crești un băiat mare, înalt, o fată frumoasă, dar să fie măgarul fără stăpân. Trupul fără să fie călăuzit și învățat de Domnul. Ei, din ceea ce v-am spus eu cred că voi ar trebui să înțelegeți, să mergeți numai unde trebuie, așa-i? Numai că picioarele noastre nu se opresc numai atunci când noi ne dăm seama că nu-i bine de mers acolo. Sau să avem și eu un măgăruș care îngenunchează și cade jos și vrem să-l bată. Și vă mai citesc încă dintr-un loc din Scriptură și apoi le spun ceva la părinți. Și cât au stat de cuminți părinții până am vorbit cu voi, așa de cuminți trebuie să stați voi până vorbesc cu ei, da? Bun. Dar acum vă mai citesc din Matei 21, nu despre un alt măgăruș. Spune Cartea Sfântă că ucenicii au fost trimiși să aducă un măgăruș. Și citesc de la versetul 7, a adus măgărușul și a pus hainele peste el și Domnul Iisus a urcat pe măgăruș. Și cei mai mulți din ori își-au hainele pe drum, alții deau ramuri din copaci și le presăreau pe drum. Și se striga, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana, cel de preanalt. Știți ce înseamnă asta? Domnul Iisus vrea ca voi să veniți la adunare, aici unde se cântă Osana, unde auziți Amin, Aleluia, și să călărească pe voi, adică asta înseamnă să vă lăsați conduși de Domnul Iisus. Unde El vă îndeamnă, dar pentru asta voi trebuie să vă rugați. Hai să vă mai spun eu o întâmplare. Era un copil așa de mare, cam și ca Timotei, și avea un măgăruș. Și el trebuia să ducă niște bani printr-o pădure la niște oameni care lucrau. Că ei n-aveau vreme să umple pe drum și l-au trimis cu el că era copilul cu minte. Dar copilul când a intrat în pădure s-a gândit, băi, dar pot pe aici să fie hoți. S-a dat repede jos de pe măgăruș, s-a pus și s-a rugat, s-a spus, Doamne Iisuse, te rog să mă păzești. S-a suit înapoi pe măgăruș și s-a dus, a dus bani la oameni, s-a întors înapoi călare, o sosit cu bine la mama acasă, apoi l-a crescut mare și când a devenit așa cum ar fi frații, a ajuns predicator. Și într-o zi, când a predicat, se termină slujba și vine la urmă la el un om mai bătrân și zice, mă cunoști? Și zice, eu nu te cunosc. Ei, când ai fost tu copil, ți-amintești când ai trecut printr-o pădure cu un măgăruș? Da, știu. Eu am știut că treci pe acolo și am pus să te atac și să-ți iau bani. Dar când te-ai pus să te rogi, eu m-am speriat. Și mi s-a părut că văd un înger și am fugit prin pădure. Nu m-am mai atins de tine. Vezi? Atunci când te rogi, Domnul Iisus te călăuzește, te păzește și umbli numai pe unde trebuie, nu? Dar dacă umbli pe unde nu trebuie, diavolul stă curse, știți cum sunt tare, așa un laț, se prinde piciorul, cum se prinde păsări. Și te prinde. Așa că să vă ajute Domnul dacă vă dați un trup și nu sunteți ologi, știți ce înseamnă loc? Să nu poți umbla, să stai pe un scaun, rotile, nemișcat. Apoi nu umblați pe unde nu trebuie. Că cine știe dacă vă iese îngeri buni în cale sau vă iese direct leu. Și leu te răpune. Știți care e leu? E diavolul. Dar dacă tu călărești, dacă te lași călărit de Domnul Iisus în sensul că asculți, atunci Domnul te păzește. Amin? Amin.
Nu uitați lecția asta cu Măgărușul. Mâine, dacă vreți la biserică, vă mai spun. Bine?